Bună dimineața, s-a trezit dulceața, hei! Moare de somn. Vreau să mai dorm. Deci singurul lucru de la care m-am trezit e că mi-am zis că trebuie să fac azi vlog. Și m-am trezit, dar așa, era să dorm, nu pot să-mi port obosite, mă dor ochii, vedeți, nu pot să-i deschid. Andreea, a fost greu să mă trezești? Nu, am spus odată că Andreea trebuie să faci vlog. Da, te ai în picioare. Și da, astăzi o să fac un daily vlog din The Swipe House, pentru că după cum știți m-am mutat aici. Iar acum plecăm la alergat. Astăzi este a treia zi și vă iau cu mine toată ziua, pentru că o să fie foarte interesant să mergem. Vreau să vă arăt, este ora 8.55 și ne ducem acum afară la alergat. Așa e, Andreea? Da, așa ne trebuie să mergem. Eu încă sunt în pijama legendar. Acesta e garderoba noastră, așa că o să-mi iau de aici hainele de sport, tot, și plecăm. Ne vedem afară. Noi suntem gata de alergat cu Andreea. Eu m-am schimbat deja în haine de alergat, m-am luat borseta și acum plecăm. Apropo, noi stăm la apartamentul 1, etajul 1 și ne place foarte mult pentru că n-avem de ridicat scări. Așa. Și noi acum o să începem să alergăm, ok. Cred că o să începem să alergăm la parcul Centralul, nu? Da, cum o să mergem, pur și simplu. Da. Mi-e stă așa de somn, m-am trezit foarte, foarte greu, gen. Andreea, la ce ori te-ai trezit? M-am trezit la 7, pentru că am auzit că fetele noastre vor să ne facă farsă. Serios? Și m-am scoat la 7, dar nu mi s-a primit. Apoi m-am scoat la 8. Deja doream să scoat cu tine, n-ai vrut să scoli. Iar la 8.30, la 8.50 și e ca așa am scoat cu Andreea. Și totuși a reușit și acum noi plecăm. Dacă vă întrebați de ce am decis să facem asta, pur și simplu vreau să încep mă sănătos de viață, dar nu mi-e foarte lene personal. Eu nu cred că o să mă mai scol să alerg. Dar pentru vlog trebuie să minți. Da, dar pentru vlog trebuie să alerg, dar așa nu era să alerg, vă spun sincer. Am ajuns în parcul de Dendrarium, aici e foarte frumos și e locul perfect ca să alergi. Sunt super puțini oameni, dar e foarte, foarte bine afară, dar Andreea vrea să alergi, eu încă filmez, așa că încep. Nu știu cum văd, dar urăsc să alerg, nu știu cum mă convizează Andreea. Andreea, cred că de acum încolo n-ați mă mai iei pe mine. Poate. Ok, deci noi în mare parte am alergat cât de puțin și cât de... Am alergat 32 de minute! 32 de minute am alergat, am și mers un pic la pas, pentru că, sincer, nu sunt obișnuită să alerg, mai ales dimineața și plus la asta. Eu am făcut sală gen câteva luni și eram obișnuită să alerg, dar acum, pentru că nu mai fac, îmi este foarte greu să mă trezesc, deci... Noi acum plecăm acasă, pentru că ne vine mâncare acum la 10. Și ne iese fame. Da, deci sper să ne vină pancake-uri, pentru că nu ne comandăm gen de la Burger pe Gaza. Dacă știți, și acolo am zis gen să ne vină în fiecare zi diferit și noi nu știm ce ne vine. Așa că sper ca să ne vină ceva bun. Pancake-uri, pentru că terci, chiar nu am chef de terci, chiar dacă este super sănătos. În orice caz îmi place și terciul de la ei, e foarte delicios. Iar acum plecăm. Am zis că nu niciodată terci. Da, Andreea a vorbit cu mama mea și mama mea a zis că eu nu mănânc terci. Andreea a zis că... Vine, să-i pun eu. Apropo, am făcut acum și multe story de la alergat și vreau să vă arăt un pic împrejurimile pe aici. E super frumos. Cred că Dendrarium este cel mai frumos parc
La în Chișinău, da, pentru că, da, din Chișinău. Pentru că la moment, nu știu, e așa liniște, drăguț. Hai să vă arăt. Și este foarte verde și curat. Da, adică este super îngrijit, nu ca în alte parcuri. Tocmai a trecut o doamnă pe lângă noi și am auzit cum a zis: hai unde treci. Uteci, na-na-na, uteci, pu. Exact. Exact așa a zis, vă zic serios. Noi acum deja ieșim. La revedere. Noi acum deja ieșim din parc și plecăm acasă. Dacă mă întrebați de ce am intrat în parcul ăsta, este pentru că trăim foarte aproape de el. Deci, cred că facem un minut până. Da, și mie mi-e foame, și mie mi-e foame. Deci, acum plec. Am ajuns acasică, așa zicem noi aici unde locuim. Și de ce să scoatem cheile? Hai să așteptăm curierul, că trebuie să vină acum. Deschide u... Avem chei. Afară, stai afară, m-ați lăsat să dorm afară. Păi nu ți-am zis să te scol, dar tu n-ai vrut să te trezești. Sunt vii la orele 10. Noi am ajuns acasă și am adus mâncarea, pentru că am comandat mâncare. Fetelor, v-ați trezit. Bună dimineața. Cum ați dormit? Mai bine decât să dorm în parc. Pe casa vecină, deci casa vecină are o trambulină și noi n-avem. De ce, Andrei? De ce noi n-avem trambulină? Deci, vai, îmi pare rău că nu suntem prieteni cu vecinii ăștia, pentru că aș fi sărit în trambulina aia. Mult ce bine. Noi mâncăm pancake-uri. Fetele au mâncat, Ange a mâncat. Cine este cea mai bravă? Cine a mâncat tot? Yeah! Eu n-am mâncat. Bună dimineața, trebuie să mor de somn încă și eu beau latte. Voi ce beți? Cappuccino. Astăzi ceai. O să beau și eu mâine ceai, vreau ceai. Ceai. Scol, dar tu ne-ai vrut să treziești. N-am mai răgat, ai. Bine, oficial avem un gândac. Oficial al nostru. Oficial avem un gândac. Știți, de exemplu, Angelina a scris Angie Angel oficial. Angie Angel? Angie Angel oficial. Sorry. Și gândacul ăsta oficial e pe geamul nostru, deci bună. Gândac oficial, salut. Bună. Bună seara, domnilor și domnilor, eu sunt Anișoara de la Procevia și astăzi am venit în casa pe Swipe House, unde fetele se trebuie să se ducă la baie să se joace. Asta este fact, ok? Da. Gen, e adevărat. Nu, serios, Adelina plânge! Adelina plânge! Ce-a fost asta? Da, Ange își șucă părul, eu stau în pat și... Șucă, și eu sunt aici! Își șucă părul și eu stau cu... Își șucă părul! Și noi acum... Dar nu mă mai... Și noi acum ne pregătim să ieșim. Adelina acolo cântă. Lăsați-le că arată așa de urât în video. Lăsați-mă să mă spari din mine când am surintează, Andrei. Ok, deci eu acum o să mă aranjez un pic. Am pornit, apropo, un live în direct. Am pus aici live-ul. Salut, 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 Milena, salut. Bună, Andreea, beauty, hey. Deci noi acum facem, o să ne facem păr, o să ne machiem. Anci deja își face păr un păr. Ok, noi deja cu fetele ne-am aranjat, ne-am machiat și Angie este pe pervaz. Noi suntem gata să plecăm. Adelina aici face story și noi acum unde plecăm? Le spunem? Da. Mergem la Fâșor, să facem un barbecue. Picnic, să facem un barbecue, da. Și ne-a invitat mama lui Angie, așa că astăzi plecăm, o să fie foarte, foarte tare, abia așteptăm. Noi deja ne-am îmbrăcat, acum plecăm. Da, deja trebuie să ieșim. Da, da, deci facem acum niște TikTok-uri și plecăm, yeah. Să ne urmăriți pe site-urile noastre. Gata, noi plecăm, apropo, luăm și boxa cu noi. Nu, cablul nu lua. E nas de o conecteze, e încărcată. Noi am încărcat-o. E până am eu asta la încărcat, nu? Și direct în car? Da. Da. Luăm boxa și microfoanele cu noi. Iar eu sunt în cipicii mei minunați. Iar acum plecăm. Să mergem, noi acum plecăm. Bună ziua. Hello. Andrei, urcă-te prima. Da.
Deci, stătea eu și m-am așezat în mașină, pentru că noi plecăm să facem picnic sau nu știu ce. Și desigur s-a întâmplat ceva la mine. Desigur că pantalonii mei au pățit ceva și mi-a căzut lanțul. La mine fix așa mi-a căzut lanțul și ne-am pus altul. Serios? Da. Для дошкиняча и мы сейчас будем что-то делать. Я еще хорошо по ней паре. Да, я очень хорошо разговариваю на русском. Окей, потому что Карина Манцелес, он говорит так много русского, да. Но я могу сказать, что а здесь еще бокса моя, на которой астез осы фачем караоке. Да. Но в чеказ, а могу сказать, apropo, suntem în uniformele de Swipe House pe care le-a făcut Mea. Angie Angel Styles, adică asta mămica Angelinei, mămica Angelinei. Hai să arătăm tricourile, uitați-vă. Asta este logo-ul, asta este logo-ul nostru. Și în spate este The Swipe House, The Swipe House. Și aveam și bentițele în păr. La tine este alb, la tine este roșu și la tine este albastru, iar la mine este negru. Mergem, Adelina, mergem. Андрея, она скрывает твое лицо. Я не при чем, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб, это твой вайб. You'll be coming next door. Она скрывает твое лицо. Я не при чем, это твой вайб, это твой вайб. Что сейчас нам надо? Как видели, что только сидать на ТикТок. Легко. Oh my god, trebuie să facem poze lângă căruța asta, fratelor. E foarte frumos. Eva Capone. Da, doamne, predănesc piesa asta deja de vreo 3 zile și nu pot să mi-o scot din cap. Sincer, acum regret că m-am îmbrăcat atât de subțire, pentru că chiar e frig, prieten. Chiar e frig. Deja aici este foarte, foarte drăguță, atmosferă foarte drăguță, avem și muzică populară pe fundal și acum o să continuăm vlogul. Apropo, să știți că mă bucur foarte tare că am făcut acest The Swipe House și că să fiu mai aproape de voi și de prietenile mele. De asemenea, vreau să-mi spuneți dacă mai vreți să fac încă o săptămână sau dacă vreți să mai continui cu The Swipe House. Așa, noi am ajuns la acest foișor și vrem să găsim. Eu am o idee de TikTok, dar avem nevoie de o sticlă de apă. Sticlă de apă? Da. Iată, noi am venit aici cu fetele și ne-am pus aici să facem TikTok-uri. Yay! E lumina foarte bună. Ok, deci noi acum plecăm acasă. Ba, ai țin minte linele astea la care am mers și mergea un câine după noi la magazinul ăsta? În fine, noi acum plecăm. Am făcut TikTok-uri, poze. O să postăm azi ceva. Am făcut și vlog pentru canalul lui Angie. Și în curând o să iasă. Cam cât de curând o să iasă vlogul tău, Angie? Foarte curând. Așa că, da, noi acum plecăm. Și avem și microfonul la noi pentru că nici n-am ajuns bine în casă. Noi am intrat în casă și Andreea mă roagă: Andreea, fă-mi, te rog, o poză. Hai să facem. Facem poze pentru Instagram-ul lui Andrei. Să distribuie. Cum vă ziceam, eu acum o să fac un pic de curat pentru că noi tocmai am comandat cu Andreea mâncare și, ok, cu Andreea și cu toate fetele am comandat mâncare, noi deja am ajuns și acum penzula de Angelina a rămas la noi în cameră, vrem să facem un pic de curat, uitați-vă pur și simplu, ok, pe partea Andreei curățel, pe partea mea tot, dar vrem să mai strângem un pic, să strângem un pic și patul, poate facem și la fete în cameră, da, aici aici lănțișorul meu care s-a rupt și trebuie să vină mâncare, am comandat lasagna.
Ok, iar acum vreau să vă arăt conturile noastre, contul nostru de TikTok, cel mai important. Apropo, cine nu mă urmărește pe contul meu de TikTok, puteți să intrați chiar acum să dați aici un follow. Of, nu se focusează, acel moment când ai nevoie și nu se focusează. Cam așa mă găsiți pe TikTok. Mulți m-au întrebat, Andreea, de ce nu găsim TikTok-ul tău? Iată contul meu. Vreau foarte mult să facem 400.000 de abonați, așa că nu uitați să vă abonați la contul meu. Dar după avem și mai important contul nostru The Swipe House, care sper din suflet ca zilele astea să facă 20.000 și la sfârșitul săptămânii să facem 30.000. Avem deja destul de multe TikTok-uri, zic eu, pentru două zile, așa că nu uitați să ne urmăriți și să ne dați inimioare, pentru că apreciem foarte, foarte, foarte mult asta. Așa că cred că am vorbit prea mult, așa e, Andreea? Cred că te-ai săturat deja de mine, așa e? Aia? Nu. Bine, noi acum așteptăm. Uitați să dați un follow. Da, și neapărat uitați să le urmăriți pe fete, pe paginile lor de Instagram și pe TikTok. Și eu am un sâmbure. Da, eu stau cu sâmburile astea de când ai așa din casă, mă tem. Iată cum îmi stric eu dinții, dar acum nu mai am aparat dentar, deci îmi permit, ok? Bine, noi acum o să stăm în pat. Noi acum o să stăm în pat și o să așteptăm mâncarea. Și o să așteptăm mâncarea, că mi-e foame. Da, de asta e cum eu să mănânc o lasagna cu Adelina, că ți-e foame. Eu cu tine să mănânc. A, cu mine, ok. Andreea, ce faci? Bine, pa, mama. Uite, aici am pregătit niște gunoi, pentru că noi avem gunoi lângă ușă, dar dacă tot ai venit la noi să ne ajut. Pa! Apropo, mă întreabă, cum mi-ai dat voie să mă mut aici? Bine, așa, hai, bine, pa! Și pa! Mami, eu să-mi fie dor! Pa! Glumeam, nu o să-mi fie dor. Deci, stăteam aici, a venit la mine Andreea și mi-a zis că ia uite ce rup frumos la mine în cameră, uite ce am filmat eu. Așa că uitați-vă la următoarele momente. Deci, Andreea a făcut un TikTok și m-a udat și pe mine, adică eu udă, pot scurg apa din mine. Și Andreea acum pe acolo jos șterge, pentru că a crezut că nu o să fie așa de tare. Dar m-a ajuns până în living. Am mai trezut din nou, blin. De ce? Hai, stai! Deci, noi am făcut un TikTok. Nu, băi, lasă partea și ea, dar nu-i numai. Nu, la mine scurge apa. Și Andreea a crezut că nu mai scurt. Noi am făcut TikTok-ul, haideți să vi-l arătăm, vi-l pun în story-ul. Haideți să vedem TikTok-ul pe care l-am făcut cu Andreea și din vina în căreia ne-am udat complet. Și îți udă complet. Haideți să vedem. Mi-a dat pe nas și mama mi-a mânat. La mine șuseta e udă. Eu să le udă. Sorry. Și peru. Sorry, sorry. Când a zis că nu face tare. Dar n-aș știu, oh my god, cât apă. Eu tocmai am crezut că am terminat toată să șterg tot, dar de fapt uitați-vă câtă apă e aici, oh my god. A, A, B, B, C, C, D, D, E, F. Oh my god! Și da, dragii mei, cam acesta a fost vlogul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați un like, un share ca să-l vadă și prietenii voștri. Iar cu a fost, ca întotdeauna, a voastră, Andreea Bosanica. În curând o să fac 24 de ore în pijamale. Sperăm să facem asta. Eu vă pup! Pa!